Bună dimineața, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți, este luni, începem săptămâna cu zâmbetul pe buze, pentru că așa o să ne meargă toate zilele de acum încolo. Astăzi am onoarea să am o emisiune frumoasă, o emisiune din care voi, cei de acasă, o să învățați multe lucruri. Este foarte important că astăzi, de Ziua Internațională a Voluntariatului, să învățăm să oferim o mână de ajutor celor care au nevoie. Iar cine face mai multe treabă și frumoasă aici la noi în județul Hunedoara decât Lions, tocmai de aceea o să vreau să-i spun chiar acum bună dimineața domnului director de pe la Decebal, domnul Florin Marin Ilieș. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație. Și vreau să vă felicit, pentru că aveți o activitate foarte intensă în ultima perioadă, nu doar în Deva, ci pe toată raza județului Hunedoara. Vă mulțumim foarte mult și astăzi, 5 decembrie, sărbătorim voluntariatul și suntem astăzi în platoul la televiziunea dumneavoastră cu doi tineri voluntari, membri ai clubului Leo Sarmizegetuza Deva. Da, haideți să facem cunoștință cu ei. În primul rând vreau să-i spun bună dimineața lui Eric Schweikofer. Ți-am pronunțat corect? Schweikofer, da. Schweikofer. Deci cred că o să trească să-mi fac o fermă, pentru că de fiecare dată când vine Eric, nu reușesc să-i spun numele corect. Dar promit că încet, încet, uite, fac repetiții cu tine. Faci voluntariat cu mine să poți să-ți spun numele corect, nu? Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Cum ți se pare proiectul acesta și cum faci parte din el? Cum e să fii voluntar? Proiectul Leo este un proiect foarte frumos, adică este un proiect, este o organizație foarte frumoasă în care avem foarte multe proiecte și este o oportunitate pentru noi toți tinerii de a te dezvolta. Leo, de fapt, asta și înseamnă leadership, experience și opportunity. Foarte frumos și sunteți un exemplu și pentru colegii voștri de la școală și nu doar pentru toți tinerii care ar trebui să învețe că e bine să lucrăm în echipă, e bine să ne dezvoltăm, e bine să ne implicăm în viața de zi cu zi a tuturor oamenilor din jurul nostru. Și chiar acum vreau să-i spun bună dimineața și lui Sergio Oprean, care este tânărul nostru ambasador și a câștigat un premiu foarte frumos despre care o să vorbim un pic mai încolo și chiar o să vedem și un filmuleț legat de acest proiect al lui Sergio. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ce faci, Sergio? Foarte bine, mă bucur de Ziua Internațională a Voluntariatului. Începem să ne pregătim pentru acțiunea noastră de astăzi, că și astăzi suntem activi, trebuie să fim activi, mai ales astăzi. Și, bine, în continuare. Care este activitatea pe care astăzi urmează să o desfășurați? Astăzi vom participa la o activitate organizată la Teatrul de Artă, în parteneriat cu alte organizații din Deva, un spectacol pentru copii cu dizabilități din județ. Vor fi invitați 120 de tineri împreună cu membrii sau cu salariații centrului Teatrului de Artă din Deva. Vom organiza un spectacol pentru ei și le vom oferi pachete cu dulciuri. Atât clubul Leo Sarmizegetuza Deva, cât și clubul Lions vor fi partenerii acestui proiect. Foarte frumos și bine că vă implicați. Cum reușiți să strângeți toate aceste pachetele? Cum reușiți să mobilizați oamenii să se implice în proiecte? În primul rând, aș vrea să spun că atât Lions cât și Leo organizează de puțin timp de când suntem înființați aici la noi în județ, organizează mai multe activități prin care reușim să atragem lângă noi oameni care doresc să întindă o mână de ajutor, societăți comerciale, oameni care vor să se implice în problemele comunității. Dar, așa cum clubul Leo organizează o activitate foarte interesantă, o carte dăruiește, un zâmbet, da, prin care... Da, să vorbim despre acest proiect, mi-a plăcut standul pe care l-ați pregătit și da, cum s-a implicat acolo. Și poate Eric o să ne spună câteva cuvinte despre acest proiect, da, care are un impact foarte mare asupra comunității noastre.
Chiar este, se numește Dăruind o carte, Dăruie speranță. Derulăm proiectul din luna septembrie. Are ca scop readucerea lecturii în prim plan, deoarece lumea în ziua de astăzi nu mai citește și noi am colectat cărți vechi și în fiecare weekend mai nou punem un stand în Shopping City, adică Deva Mall, Shopping City, unde expunem aceste cărți și lumea vine, se uită și văzând cărțile și aduce aminte de, uite, hai să mai citesc și eu o carte. Uite, voi sunteți tineri și într-adevăr generația tânără nu mai citește atât de mult. Cum credeți voi că am putea face să-i mobilizăm, pentru că e foarte important pentru dezvoltarea tinerilor și ca și limbaj, ca și cuvinte, ca lecții de viață, pentru că la urma urmei fiecare carte vine cu o lecție de viață care ne ajută. Exact, păi văzându-ne pe noi, colegii noștri, prietenii noștri, vin și ei la stand și se uită printre cărți și așa își găsesc niște modele și implicit citesc. Care e cartea ta preferată, Sergiu? Până acum, cartea mea preferată a fost Îngeri și demoni de Dan Brown. Wow! E o carte grea? Nu a fost grea, a fost chiar foarte ușor de citit, foarte captivantă și... Te-a captivat? Da. Mă bucur să aud asta. Aș vrea să spun că acest proiect are în vedere și dotarea bibliotecilor școlare din mediul rural cu carte. Vrem să ducem carte acolo unde este nevoie, să le ducem copiilor, tinerilor, cărți adecvate vârstei, cărți din literatura școlară și chiar avem în vedere câteva școli din mediul rural care au nevoie de cărți. Sergiu, vreau să vorbim un pic acum și despre proiectul tău. Mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, în iarnă, primăvară, dacă primăvară. Era încă destul de rece afară. În 8 aprilie. Da, ai participat la concursul Tânărul Ambasador, acolo în juriu a fost chiar și colega noastră, Nicole Ebner. Cum a fost pentru tine acea experiență? Acea experiență a fost... Da, a fost ceva mare pentru mine la acel moment, însă a fost doar un început și nici nu știam ce mă așteaptă de acolo, începând. De la faza regională a concursului Tânărul Ambasador, care este un concurs organizat de Lions, este un concurs de idei de proiecte bazate pe voluntariat care se poate aplica în societate. După faza regională a urmat faza națională, care s-a ținut la Arad. Am câștigat și faza națională și apoi am ajuns la faza internațională ținută la Lions Europa Forum în Sofia, pe data de 28 octombrie, unde am reușit să câștig premiul cel mare cu proiectul meu Tehnologie pentru toate vârstele, care în momentul de față este în derulare în cadrul clubului nostru Leo și ne bucurăm de un succes cu el. Cum ți-a venit acea idee de proiect? Acea idee de proiect mi-a venit atunci când am văzut prezentarea concursului. M-am gândit că vreau să particip, că este o oportunitate foarte bună pentru mine să-mi exprim această voință de a fi implicat activ în comunitate. Și m-am gândit la un proiect care să fie ceva nou, care să nu mai fie întâlnit în Deva și să aibă un grup țintă izolat, cum sunt pensionarii. Și m-am gândit că ce au ei mai mare nevoie acum. Și efectiv a fost un exemplu contemporan de toate zilele, o problemă cu care cred că toți ne confruntăm. Și pur și simplu mi-a venit ideea aceasta de a învăța pe vârstnici să utilizeze calculatorul, internetul în scopul satisfacerii nevoilor lor. Dar din acest proiect și modul în care tu l-ai implementat și modul în care l-ai prezentat, ce ai învățat tu cel mai mult? Ce am învățat eu cel mai mult a fost că trebuie să am răbdare. Că poate... Da, răbdarea e o virtute care trebuie să recunoaștem, așa, Eric, domnule director. Sigur, o cam pierdem din fără răbdare, de cele mai sigur, multe ori. Nu există voluntariat. Mai ales noi, tinerii, cum ne grăbim tot timpul, cum trăim și în era asta vitezei, uităm de răbdare și cred că toți voluntarii care au fost angrenați în acest proiect și la care au participat la cursuri au reușit să-și dezvolte această latură și să-și mobilizeze această abilitate. Să faci voluntariat cu mine să mă înveți despre răbdare. Pentru că trebuie să recunosc și eu aici la capitolul răbdare, nu stau foarte bine. Cred că tocmai din cauza vitezei vreau acum, trebuie să reușesc acum, nu aștept momentul potrivit și de multe ori se întâmplă tot felul de încurcături, nu?
Da, așa este. De cele mai multe ori nu știm să ne așteptăm momentul. Nu știm să ne așteptăm momentul. Domnule director, dumneavoastră aveți acolo o diplomă da. Pe care chiar doresc să o arătăm celor de acasă. Da. Și să ne spuneți despre această diplomă. Aș vrea să o arăt eu. Este diploma pe care Sergio Oprean a obținut-o pentru activitatea de voluntariat. Este o diplomă în cadrul unui proiect al clubului Lions și anume acela care are scop de a atrage tinerii înspre voluntariat, de a obișnui cu voluntariatul, de a face 50-100 de ore de voluntariat în folosul comunității. Și Sergiu a obținut această diplomă, este prima diplomă acordată în districtul nostru de către Lions Internațional. Ne bucură acest lucru și vreau să vă spun că acest program de acordare a diplomelor se adresează tinerilor până la 18 ani care desfășoară 50-100 de ore de voluntariat în folosul comunității. Tinerii care doresc să se implice nu numai în clubul Leo sau pot să se implice și în alte organizații neguvernamentale în cadrul bisericii pot să obțină această diplomă. Trebuie să ia legătura cu noi și vor avea toate șansele, dacă desfășoară o activitate de voluntariat, să obțină această diplomă recunoscută în întreaga lume. Asta este un lucru foarte frumos, pentru că e o diplomă pe care Lions o acordă și celor care nu fac neapărat voluntariat la dumneavoastră nu. În sigur că da. În organizație. Nu este obligatoriu să fii membru Leo, să obții această diplomă. Poți să fii tânăr, să te implici, să fii folositor comunității și atunci această organizație, organizația Lions Internațional, recunoaște voluntariatul și noi premiem acești tineri. Care este sentimentul pe care îl aveți? Asta este o întrebare pe care vă adresez tuturor. În momentul în care vedeți că reușiți să aduceți acolo ajutorul care este necesar în acea situație, pentru că știu că faceți parte din mai multe proiecte, pe mai multe căi posibile și atunci fiecare situație în sine are un alt rezultat. Da, exact. De când am cartat clubul, adică de când am început activitățile, aveam peste 16 proiecte și activități și vreau să vă spun că la fiecare, după fiecare activitate, alte sentimente le simțim, dar mereu sentimente pozitive și de bucurie. Da, într-adevăr, este o bucurie interioară foarte mare să simți că ești o parte activă a societății și să vezi oameni care se bucură de acțiunile tale și să vezi că aduci un folos comunității în care trăiești. Sigur, de fiecare dată când derulăm un proiect avem emoții și atunci când îl ducem spre sfârșit ne bucurăm că am reușit să aducem un zâmbet, să aducem o bucurie familiilor aflate în dificultate, vârstnicilor, copiilor. Și acest lucru ne bucură foarte mult. Sigur, o parte din societate trebuie să se gândească, să organizeze, să vină alături de noi sau de alte organizații neguvernamentale, să desfășoare activități de voluntariat. Într-adevăr, suntem la început, dar sentimentul și bucuria sufletească să dăruim din timpul nostru celor care au nevoie de noi este un lucru foarte bun și un sentiment de împlinire, de mulțumire este ceva deosebit. Cred că tocmai de aceea ar trebui să-i mobilizăm pe cei de acasă să se implice din ce în ce mai mult în astfel de activități, în primul rând pentru o mulțumire sufletească a lor, personală. Sigur. Pentru că se dezvoltă și cresc ca oameni, că de multe ori uităm să fim oameni, ceea ce suntem.
uităm să ne uităm la cei din jurul nostru și să le întindem o mână de ajutor, uităm să trăim viața frumos și cred că cea mai mare satisfacție pe care fiecare om în parte ar trebui să o simte este acel sentiment de împlinire și fericire când vezi pe cel de lângă tine că i-ai ușurat ziua, i-ai adus zâmbetul pe buze, l-ai făcut să simtă că trăiește din nou. Cred că de cele mai multe ori avem foarte multe de învățat de la oamenii cu probleme, pentru că ei învață să se bucure de simplitatea vieții. Sigur, este un sentiment care foarte greu pot să îl descrii. Am desfășurat multe activități și cu persoanele în vârstă și cu copii în dificultate și de fiecare dată am avut o bucurie sufletească, o împlinire. Și noi, membrii Lions, avându-i alături de noi pe tinerii Leo, ne dau mai mult curaj. Și merită toată admirația din lume faptul că sunt tineri și majoritatea tinerilor își preocupă timpul cu altceva. Ei se gândesc la oamenii din jurul lor și chiar merită apreciația acești tineri implicați în viața de zi cu zi. Îi apreciem și ei sunt un exemplu nu numai pentru cei de vârsta lor, dar sunt un exemplu și pentru noi, oamenii maturi. Care a fost, evenimentul care v-a emoționat cel mai tare? Toate evenimentele ne emoționează și nu cred că e vorba care e cel mai tare. Dar sunt convinsă că poate ați cunoscut vă poveste de viața cuiva care a rămas acolo întipărită în mintea voastră sau un chip de om care ați reușit să-i aduceți fericirea. Da, mereu, adică toate activitățile vin împreună cu amintiri, dar eu mi-amintesc cu drag, înainte de Paști, când am desfășurat acest proiect, dar în vei dobândi, și îmi amintesc că ploua și noi mergeam în sate cu alimente la familiile în nevoi și era așa foarte pitoresc cum ploua, pe ulița satului erau câteva căsuțe dărăpânate și erau doar oameni vârstici în acolo, pentru că tinerii nu mai locuiesc la sat și toți ne așteptau așa în port popular și a avut un impact foarte mare asupra noastră. A fost ceva frumos. Sergiu? Un proiect care m-a emoționat foarte tare a fost acela când am fost în satul Poiana Răchițele și acolo am oferit o masă caldă unui număr de 200 de oameni, 200 de vârstnici care locuiau în sat și care au o situație financiară nu foarte bună. Acolo m-a impresionat foarte tare bunătatea oamenilor și comunitatea aceea a lor, care era foarte, foarte strânsă și toți se bucurau, toți erau cu zâmbetul pe buze, că vedeau că tineretul nu a uitat de ei și că cineva este alături de ei. M-a impresionat foarte tare comuniunea aceea a lor și simplitatea aceea în care trăiau și ei se bucurau pur și simplu de simplitatea vieții. Domnule director? Da, sigur, acestea au fost proiectele mari. Aș vrea să mai amintesc și câteva activități pe care le-am desfășurat împreună cu copiii de la Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria. Am participat la mai multe activități acolo, precum și la Centrul de Plasament de la Brad. Acești copii care nu au familii, care sunt într-o situație, să spun eu, dificilă. Am petrecut cu ei mai mult timp, am stat de vorbă, ne-am jucat, am participat la competiții sportive, le-am organizat timpul liber. Au fost clipe frumoase petrecute împreună și de fiecare dată m-au emoționat. Poate aceste activități cu copiii sunt mai sensibile și bucuria aceasta pe care le-am făcut-o, fiind în mijlocul lor, nu poate fi descrisă în cuvinte. Ei au simțit afecțiunea, au simțit iubirea, au simțit oamenii atunci care se gândesc la ei și, într-adevăr, cum te emoționează un copil care este pur, care este curat, care încă nu a avut timp să-și pună viața amprenta asupra lui. Exact. Nu cred că impresionează nimic. Cred că munca cu copiii e cea mai pentru suflet. Cea mai mare mulțumire ți-o poate aduce. Acum că noi am vorbit de proiectul tău și exact cum am promis la începutul emisiunii, avem și un material pregătit. Sergiu, dacă vrei să ne mai spui câteva cuvinte înainte să luăm materialul? Nu, e în regulă? Da, să nu uităm la material. La urmă, imaginile vorbesc de la sine, corect. Nu? Corect. Chiar acum să urmărim filmulețul pregătit pentru dumneavoastră.
tineri și mai puțin tineri, adunați în jurul unui laptop, încercând să construiască o adresă de e-mail, să acceseze un site sau să converseze pe Skype. Unii mentori, alții, în pofida vârstei, discipoli. Și totul datorită computerului. Intrat în forță în viața noastră imediat după 1990, computerul a schimbat practic fața lumii și a modificat, în termeni sociologici, paradigma comunicațională. Cu alte cuvinte, este cea mai importantă schimbare în comunicare după apariția, acum mai bine de 550 de ani, a tiparului. Conform conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, pentru persoanele de vârsta a treia, dobândirea abilităților de utilizare a computerului devine o necesitate. În sprijinul acestei idei nobile, au venit tinerii voluntari din clubul Leo Sarmisegetuza Deva, care au diploma examenului ECDL luată, deci pregătirea lor este confirmată de un atestat profesional. M-am gândit la un proiect care să fie ceva nou, ceva oarecum revoluționar, care nu se mai găsește în Deva. Și să fie cu un grup țintă izolat, precum sunt copiii sau vârstnicii. Ei au venit foarte curioși la cursuri, au fost foarte preocupați de ceea ce putem noi să-i învățăm, au venit cu temele făcute, unii chiar erau într-un stadiu începător, dar noi am luat, uitați, începem de la pornind calculatorul și cu pași mici, încet, prin repetiție și cu multă răbdare. Ei s-au arătat foarte deschiși, au socializat foarte mult cu noi, s-au legat prietenii strânse. Proiectul Tehnologie pentru toate vârstele vine în sprijinul persoanelor vârstnice din comunitatea locală, pensionari cu venituri mici și foarte mici, care vor beneficia de cursuri gratuite de inițiere în utilizarea calculatorului și implicit a internetului. Partener în proiect, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Deva. Noi trăim foarte mult din ce-am făcut înainte. Și atunci noi am încercat să oferim persoanelor vârstnice posibilitatea ca să fie cât de cât la curent cu noutățile tehnologice care au apărut în lume, nu? Acum 30 de ani nimeni nu știa de Google, nimeni nu știa de telefonie mobilă, nimeni nu știa, și atunci am încercat în această perioadă să ne menținem cât de cât, nu chiar în vârful IT-ului, dar să încercăm să aflăm ceva. Pentru noi, la vârsta noastră, cel mai important lucru este acum sunt copiii noștri, sunt nepoții noștri. Păi am visat noi vreodată că o să putem prin Skype să-mi văd copilul, ce face el acolo în Anglia sau în Franța, unde să... Nu. Și atunci am vrut să promovăm acest lucru. Inițiativa tinerilor a fost susținută fără rezerve de cei care oficial se ocupă de coordonarea învățământului pe diverse paliere de responsabilitate. Un astfel de proiect nu putem să-l privim decât cu foarte multă bucurie și cu multă încredere și chiar dacă nu vorbim de o activitate care să facă parte din calendarul nostru al activităților educative din sistemul de învățământ preuniversitar, totuși vorbim de un elev de-al nostru, Sergiu Oprian, care a obținut o performanță foarte, foarte frumoasă. Acest rezultat ne face mare cinste și suntem extrem de bucuroși să vedem că elevii noștri sunt conștienți de importanța acțiunilor de voluntariat, precum și de interesul manifestat față de problemele din comunitate. Să sperăm că acest proiect se va finaliza și va fi unul de succes și când spun acest lucru mă bazez pe participanții la acest proiect și știu că sunt elevi extrem de capabili și cu un potențial foarte mare. Ce își propun însă concret tinerii voluntari ai clubului Leo Sarmisegetuza Deva? Mai întâi să învețe pe discipolilor deprinderea abilităților de utilizare a funcțiilor de bază ale unui computer, a beneficiarilor, apoi deprinderea abilităților de utilizare a internetului în scopul satisfacerii nevoilor personale ale beneficiarilor, dar și, în egală măsură, dezvoltarea voluntariatului. Ei sunt foarte perceptivi și de obicei vin cu întrebări la noi și îmi place ideea și senzația pe care o am când îi ajut, pentru că ei chiar învață și chiar învățăm ceva folositor, adică
învață cum să se relaxeze mai bine prin mediul online, învață cum să vorbească cu rudele lor plecate, învață poate cum să-și caute o informație, o rețetă. De exemplu, a fost o doamnă care m-a rugat să învăț să caute articole de ziare pentru că ea nu mai putea să meargă să-și ia ziarul de unde mergea de obicei pentru că s-a închisese standul. Mi se pare ceva deosebit. Cea mai interesantă parte mi s-a părut momentul în care noi am implicat în rândul nostru. Am văzut în ochii lor dorința aceștia de a fi implicați în rândul nostru. Mi se pare că sunt destul de marginalizați în general. Îi lăsăm pe altă parte, nu îi integrăm cu noi. Noi facem diferite lucruri, evoluăm pe plan personal, iar ei rămân acolo într-un colț izolat de lume. Prin acest proiect, cred că îi putem introduce și pe ei. Cred că se pot dezvolta din toate punctele de vedere. Pentru prima dată m-am simțit voluntară când am participat la acest proiect. Proiectul în sine se va derula pe parcursul a 6 luni. Timp în care, de 2 ori pe săptămână, voluntarii vor face cursuri de instruire a persoanelor de vârsta a 3-a, cu o durată de 60 de minute. Vor fi 2 grupe a câte 10 persoane. Fiecare grup de beneficiari va participa la curs de 2 ori pe săptămână, timp de 4 săptămâni. La finalul implementării proiectului, 120 de cursanți pensionari ar trebui să se descurce, fără mari probleme, cu un laptop. Tehnica va include prezentarea calculatorului și a programelor uzuale, redactare de text, conectare camere foto-video, navigare pe internet, motoare de căutare, poștă electronică, e-mail, mesagerie instant și socializare online. Păi am încercat să învăț, n-am știut nimic și am învățat cât de cât. Da? Mai trebuie să învăț. Ca să îmi petrec timpul mai plăcut. Cum ați interacționat cu copiii? Au răbdare? Da, au răbdare. Sunt foarte drăguți, au răbdare. Deci eu sunt începătoare, că n-am pus vreodată mâna pe calculator. Și domnul Adrian îl cheamă, elevul din clasa 11, a avut răbdare cu mine și foarte simpatic. Absolut, absolut, foarte bine m-a prins. M-a prins și eu în continuare, vin tot timpul, nu lipsesc niciodată. Mie îmi place că mă simt și eu mai tânără între ei. Ce-ați învățat? Și învăț, da, am și eu laptop, am de toate acasă, și, dar nu știam bine și atunci, că ei mă învață orice le întreb și am învățat acolo, amănunte. Ai mei copii nu au vreme de mine, că au foarte mult de lucru. Și așa că mă bucur în continuare și vreau să nu lipsesc nici într-o zi când ei sunt disponibil pentru noi. M-am informat despre sănătate mai mult, despre alte lucruri care pur și simplu nu le cunoșteam și aici am aflat multe, multe lucruri în toate domeniile. Păi cât eu totuși mai știu, dar tot învăț foarte multe de la băieți. Multe lucruri care eu nu le știu și le mai învăț de la băieți. Băieți sunt amabili, ne arată foarte multe. Deoarece în cadrul centrului de zi al CARP DEVA există spațiu destinat pentru astfel de activități, tinerii își propun să creeze un club numit Seniorii Internauți, în care pensionarii beneficiari ai proiectului să practice în continuare ceea ce au învățat de-a lungul celor 6 luni de cursuri. Iar originalitatea și relevanța proiectului a beneficiat deja de aprecieri la vârf. Inițiatorul acestuia, Sergiu Oprean, membru al clubului Leo Sarmizegetuza Deva și elev al Colegiului Național Decebal din Deva, a fost distins cu premiul întâi în cadrul reuniunii Lions Europa Forum, care a avut loc la Sofia în luna octombrie 2016. Now I'm gonna tell my mama that
gonna follow the sun. Aici la Corinața Perfectă, bineînțeles, zâmbind, iubind și fiind fericiți de la prima oră, fiindcă împreună suntem unul și faptul că nu suntem singuri e cel mai important lucru care contează. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule director Eric Sergiu, pentru că ați venit în această dimineață aici alături de noi. Da, și noi vrem să vă mulțumim pentru că ne-ați dat ocazia să fim astăzi în platou la televiziunea dumneavoastră, marcând această zi, 5 decembrie, Ziua Internațională a Voluntariatului, dar și Ziua Internațională Leo, și Clubul Lions, împreună cu Clubul Leo, vă invită astăzi la ora 13 la Teatrul de Artă din Deva pentru o activitate foarte interesantă, un concert de colinde organizat pentru copiii din Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria și din Hunedoara. Această activitate este organizată în parteneriat cu Școala Populară de Artă din Deva, cu Teatrul de Artă din Deva și cu Asociația Templu Dacilor din Deva. Vreau să vă urez mult succes în continuare, să aveți din ce în ce mai multe acțiuni frumoase, constructive, care reușesc să aducă zâmbetul pe buze și să vă implicați în cât mai multe proiecte. Uite că se pare că aveți foarte multe idei bune pentru cei care au nevoie de o mână de ajutor. Felicitări, Sergiu, pentru premiul întâi pe care l-ai obținut ca tânăr ambasador. Eric, ce să-ți spun, mult succes și multă răbdare în continuare, pentru că Eric e foarte implicat în toate acțiunile clubului Leo. Trebuie să recunoaștem că de fiecare dată îl găsim acolo, este așa un promotor al tinerilor și să sperăm că și voi cei de acasă vă implicați din ce în ce mai mult. Și domnule director, mult succes în continuare, vă pentru mulțumesc. Că ceea ce faceți, faceți bine. Vă mulțumim. Important mult. E să faceți în continuare. Vă mulțumim. Noi acum o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să vedem care sunt cele mai importante evenimente din județ, bineînțeles, la Jurnalul de Știri, și anume Focus Hunedoara, prezentat de colega mea, Camelia Chiureși.